874 de persoane din raionul Glodeni sunt la evidența medicului narcolog ce fac abuz de băuturi alcoolice. Din numărul acesta, 116 sunt femei. Mai multe detalii în cele ce urmează. În anul 2009, de către Comisariatul de Poliție Glodeni, au fost întocmite peste 700 de procese verbale persoanelor care au întrebuințat băuturi alcoolice și au apărut în locuri publice în stare de ebrietate, cauzând diferite prejudicii atât societății cât și persoanelor apropiate. În rezultatul consumului băuturi de alcool și persoanele date din mai agresive, pus comit infracțiuni, totodată pot să creeze probleme în familie, tulburi liniștea și ordine publică. Alcoolismul este o problemă foarte gravă a societății noastre. Cauzele care duc la întrebuințarea acestuia sunt multiple. Cauzele alcoolismului cronic, atât și al narcomaniei, este, cred că, totuși modul de viață al persoanelor, este totuși ereditatea, care și are un loc foarte important între aceste cauze, și cred că și situația economică în care trăiesc persoanele date. O problemă pentru colaboratorii poliției este lupta contra persoanelor care realizează produsele alcoolice la domiciliu. În perioada 2009, de către Comisariatul Raionul Glodeni, au fost depistate și documentate 5 cazuri de realizare băuturi alcoolice la domiciliu. Care este amenda? Conform codului contravențional intrat în vigoare de dată de 31 mai 2009, este până la 500 de unități convenționale. Conform datelor oferite de specialiști, din cauza folosirii băuturilor contrafăcute, săptămânal decedează cel puțin o persoană. Tratamentul acestei boli este de lungă durată și poate fi reușit doar dacă persoana vizată este conștientă de faptul că impactul negativ pe care îl are alcoolul asupra sănătății este foarte mare. Marina Lazar, Sergiu Muller, pentru Știrile TV Prim.